S-a părut extraordinar. Ea este Bianca Niculae din Constanța și va face parte din programul intensiv de pregătire care deja a început Dance Motion X, ediția aniversară. Bună dimineața, Oana, și bună dimineața, fetelor. Este extraordinară. Stai puțin, că vreau pe tine să te întreb. Spune-mi, te rog eu mult, câtă muncă este în spatele acestui dans? Sunt, într-adevăr, foarte multe ore de muncă. De cât timp faci balet? Balet și dans contemporan fac de 3 ani. Doar de 3 ani? Dar bine, doar de 3 ani, gengi balet și în rest? Am făcut gimnastică ritmică 8 ani înainte. Deci și de aici se trage. Mi se pare extraordinar. Îți mulțumim mult, dar tot ai fost senzațională, să știi. Mulțumesc și eu. Să fii cât mai tare mereu. Mulțumesc. Ea va participa cu acest moment în spectacolul care va avea loc vineri, în Vinerea Mare, la Palatul Național al Copilor de la orele 16, așa că vă așteptăm să vă luați bilete de pe bilete.ro și să le vedeți pe fete. Asta va fi unul dintre momente, dar vom avea și dansuri de jazz, de caracter, de balet, de dans contemporan, adică va fi un spectacol complex și complet care va avea legătură cu Landscape of Dreams, adică trecerile pe care le avem noi în fiecare zi, de la, sau noapte, când ne culcăm în lumea viselor și nu numai, și într-o lume virtuală pe care o avem zilnic, știi? Atunci când ne uităm în telefoane și ne pierdem și nu mai știm în ce zi suntem și ce facem în ziua respectivă, pentru că ne luăm cu social media și uităm. Sau ne uităm la un film foarte, nu știu, fascinant sau intrăm și pierd noțiunea timpului, a zilelor. Despre asta vorbim, despre trecerea de la o lume la alta. O metaforă foarte frumoasă care poate fi exprimată prin dans în fel și chip. Cum îți vin ție ideile astea? Păi, cum ajungi într-un asemenea concept atât de frumos? Nu sunt singură. Am lângă mine o echipă de profesori care sunt din toată țara, dar și din la nivel internațional. Vin profesori din Italia, din Austria, din Germania, profesori care au o experiență în domeniul spectacolului și nu numai, ci cei din București, echipa de la Dance Planet, pe care mă bazez de fiecare dată și facem așa un brainstorming înainte de ediție. Culegeți unul de la celălalt. Și la fiecare ediție facem altceva. Nu știu, am avut apă, Elements, unde am adus apă pe scenă, ventilatoare, tot felul de lucruri noi pe care putem să le facem astfel încât ei sunt tineri artiști, dar ei să se simtă adevărați profesioniști. Și de asta ajungem să facem și spectacole extraordinare pe care noi înainte nu le aveam. Adică beneficiază și de informație de a deveni mai bun dansator, dar și de un spectacol extraordinar pe care la vârsta lor este greu de realizat. Experiența e de ambele părți, și a publicului, dar și a lor, artiștilor de pe scenă. Înțeleg că și fetele sunt venite de peste tot din țară. Da, da. Avem Bacău, Cluj, Timișoara, Constanța și București. Și au venit pentru experiență în primul rând. Aș vrea să se prezinte fiecare și să, poate, nu știu, vrei să le întreb câte ceva. Bună dimineața! Hai să ne prezentăm Bianca! Bună dimineața! Numele meu este Niculae Bianca și sunt din Constanța. Frumos! Bună dimineața! Eu sunt Ernevean Clara și sunt din Cluj. Bună dimineața și ție! Bună dimineața! Eu sunt Buigă Bianca și vin din Timișoara. Bun! Bună dimineața, sunt Rebulez Denisa Adriana, sunt din Bacău și am 17 ani. Mulți înainte! Bună dimineața! Bună dimineața, mă numesc Mândescu Bianca și vin din București. Bună dimineața și... Bună dimineața, mă numesc Mihalache Ștefania și tot din București. Bună dimineața, București! I-am mai fost pe la voi, că am mai avut și în Geraș, am mai avut am și mai momente de balet. Ajuns mai repede. Și din câte vedeți, sunt îmbrăcate diferit, pentru că în spectacol avem și momente de balet clasic și de jazz și de dans contemporan și automat și de gimnastică și suntem diversi. Încă o dată pentru cei de acasă, vineri... Vineri, la orele 16, la Palatul Național al Copiilor, bilete de pe bilete.ro, acolo găsiți toate informațiile legate de spectacol, ce o să vedeți și avem foarte multe surprize și pentru ei, dar și pentru dumneavoastră. Mulțumim mult de tot, fetelor, Oana, mulțumim, fetelor. Oana, și succes! Mulțumesc, vă așteptăm! Mulțumim frumos!